Să fac ordine în camera mea. Ce dimineață frumoasă! Să fac ordine. Nu am de gând să stau în mizerie. Pa! Bine, mă duc eu doar să mănânc. Oricum deja m-am trezit. Stop! Nu călca în camera mea cu praf! Oprește-te! Și cum vrei, eu îți plec la bucătărie. Nu mă interesează. Faci ce vrei. Aici este camera mea. Vai, nu puteai să aștepți eu să ies din cameră și după să dai cu aspiratorul? Eu fac ce vreau și când vreau. Sunt sora mai mare. Să intri eu cu prof la mine în camp. Eu abia am terminat ordinea. La la la, la 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 la. Acum trebuie să sar pe geam. Altă soluție nu am. Păr nu pot. Miriam, unde te urci, Miriam? Cobor jos! Cum scobor, mama, dacă eu trebuie să ajung la bucătărie? Și de ce nu ești pe ușă, dar ești pe geam? Toate întrebările la fiica ta, Cătălina. Întreabă pe ea de ce eu trebuie să sar pe geam. Stop, Miriam, urc înapoi și eu merg să mă clarific cu sora ta. Chiar acum. Nu mai înțeleg ce fac fetele astea. Cătălina! Cătălina, unde ești? De ce strigi, mămica? Eu sunt aici. Îmi fac ordine în haine. Elina, eu nu mai înțeleg de ce sora ta sare pe geam. De ce mămica mă întreb pe mine? Întreabă pe ea. Ea o să-ți răspundă. Păi tu mi-ai zis să nu calc în camera ta. Miriam, nu exagera. Eu ți-am zis cu praf să nu calci. Da, Miriam, da, corect. Tu puteai să-ți descalci ciorapii și să treci. Privește ce ordine la ea în cameră. Ia exemplu, Miriam. Nu complica așa tare lucrurile. Bine, bine. Așa, așa, ieși, 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 ieși. Mă duc să beau și eu ceai sau cafea. Vă pot să merg disculpă? Păi iau eu încălțămintea curată. Stop, Miriam! Adu-mi chiar acum încălțămintea mea curată. Eu ieri am spălat-o. Încalță-te cu ale tale murdare. Nu ți le dau. Nici nu sunt ale tale. Mămică ți le-a dat. Dar ea mi le-a dat mie. Hu, trebuie să mă încalți cu ale tale murdare. Mămica, Miriam iarăși mi-a luat încălțămintea mea curată. Stop, fetilor, nu o să mai aud nimic. Clarificați-vă singure. Pot să beau și eu în liniște o cafea? Păi, mamă! Gata, aici am încheiat subiectul. Bine, bine, mă duc eu să mănânc. Vin și eu să-mi iau mâncare. Să vedem cine mai repede mănâncă. Bine, bine. La 1, 2, 3 și... Peste tot eu te câștig. Mă duc în casă
să-mi fac ordine în machiaje. Pa, pa! Să nu mă sustragi! Se duce să facă curățenie machiaje. Să mă dau cu glosul care l-am cumpărat ieri. Oglinjoara mea frumoasă. Trebuie să o șterg un pic. Așa. De atâtea ori i-am zis lui Miriam să nu-mi ia oglinda. Și de fiecare dată mi-o ia și mi-o murdăriește. Să caut glosul. Păi l-am pus aici. Unde este preferatul meu? Eu recent l-am cumpărat. Deja faci ordine, Cătălina? Da, și nu-mi găsesc glosul. Tu nu l-ai văzut? Glosul, da? Miriam, nu cumva mi l-ai luat tu? Ți-i sincer. Ți-l aduc imediat, așa de tare mi-a plăcut. Mă scuză-mă, am uitat să ți-l aduc înapoi. Nu trebuia să-l iei deloc. Ți-am zis să nu pui mâna pe niciun lucru de-al meu. Nu înțelegi deloc! Mama! Mămica! Ion! Ion nu ți-a făcut nimic! Nu mai striga că vine mama! Fetelor, mai aveți atâta să vă certați? Toată ziua aud ori glasurile voastre! Voi sunteți surori! Trebuie să vă împăcați! Ajunge atâta concurența asta între voi! Chiar m-ați supărat! Eu nu vreau să mai vorbesc cu voi! Miriam, mama chiar s-a supărat. Ce facem acum? Hai să nu ne mai certăm. O întristăm pe mama. De acord. Hai să trăim împreună ca două surori. Vino să mă ajuți să facem ordine în cosmetica mea. Și dacă vrei ceva de la mine, poți să-i ai. Super! Hai! Acesta-l iau eu. Este drăguț. Ia-l, Miriam. Trebuie să spălăm pensulele. Da. Iată, așa trebuia deodată.